Prostia cu acuzațiile de propagandă rusească care se aruncă la înaintare este clasică, atunci când vrei să îngropi o mizerie, de exemplu. Tot ce nu-ți convine a deveni putinist, prorus, plătit de Moscova și toate astea. Numai că această acuzație copilărească are o mare hibă, și anume, ucrainienii au adâncit canalul Băstroie fără să ceară voie, încălcând toate tratatele internaționale. Au mințit fără doar și poate că ei doar întrețin șenalul navigabil când de fapt ei săpau în continuu și de altfel, este prima dată în istorie când, curățând un șanț, îi dublezi adâncimea. Ministrul Mediului și Dezvoltării Durabile, domnul Attila Corodi, declară faptul că acum canalul are 5 metri adâncime și navele deja circulă pe sectorul deschis fără niciun fel de probleme. Intenția Ucrainei este însă de a adânci canalul la 8,5 metri cu un metru mai mult decât canalul Sulina, de exemplu, care este cel mai mare canal de la gurile Dunării, ceea ce presupune numeroase operațiuni tehnologice extrem de negative asupra mediului înconjurător. Constatăm însă faptul că pentru Ucraina niciun argument logic legat de protecția mediului înconjurător nu contează. Ucraina nu ia în considerare niciun fel de analiză internațională și niciun semn din partea autorităților române referitoare la protecția mediului. După cum se știe, Delta Dunării este declarată rezervație naturală a biosferei și este recunoscută de toate organismele internaționale, aceasta fiind patrimoniu natural internațional. Aici există specii din regnul vegetal și animal ocrotite, unicate, cuprinse în lista speciilor pe cale de dispariție. Aici este refugiul lor în Delta Dunării. Aceste acțiuni au efecte grave asupra echilibrului hidrologic și ecologic din regiune. Ecosistemul și așa prea fragil pentru a suporta în special poluarea care se va răspândi dincolo de canalul care va fi construit. Ucrainii se joacă deja de două decenii cu sapa pe lângă canalul Băstroie, aceștia dorind să includă Băstroie în rețeaua transeuropeană de transport. În mai 2004, Ucraina iniția mai multe lucrări pe brațele Chilia și Băstroie ale Dunării pentru a crea un canal care să ofere navelor maritime un traseu alternativ către porturile Dunării de jos. La vremea aceea exista o singură cale navigabilă și anume canalul Sulina, care se afla în întregime pe teritoriul țării noastre. Înainte de căderea Uniunii Sovietice, Ucraina folosea canalul Prorova pentru a ajunge din Dunăre la Marea Neagră, însă, din cauza neglijenței și a unor erori de proiectare, canalul nu a mai putut fi folosit începând cu anii 1990. Așa a apărut soluția Băstroie, un canal care face legătura între brațul Chilia și Marea Neagră. Potrivit Ministerul Afacerilor Externe, proiectul din 2004 presupunea lucrări de dragaj, adică de adâncire, practic, atât pe Băstroie cât și în mai multe puncte de pe brațul Chilia, care formează frontiera dintre România și Ucraina. În plus, autoritățile ucraine își propuneau atunci să construiască și un dig la gura brațului Băstroie. România s-a opus categoric din start aceste idei, pe motiv că proiectul va avea un impact ecologic negativ asupra deltei românești. Ministrul Afacerilor Externe a transmis de-a lungul anilor, inclusiv în cursul anului trecut, atât Comisiei Europene cât și autorităților ucraine, că autoritățile române nu sunt de acord cu propunerea de includere a brațelor Chilia și Băstroie ale Dunării în TEN. Adică rețeaua transeuropeană de transport, propunerea a cărei realizare este urmărită de Ucraina încă de acum două decenii. România, comunicând internațional încă de atunci că este necesar ca proiectul canalului de navigare realizat de Ucraina să respecte strict prevederile de drept internațional aplicabile, inclusiv, dar și mai ales, reglementările în materie de protecție a mediului. Direcția de Diversitate Biologică și Mediu Natural a Europei din cadrul Consiliului Europei a trimis încă din luna iunie 2006 o echipă de experți în Delta Dunării pentru a analiza efectele asupra mediului înconjurător generate de construirea canalului Băstroie. Concluziile echipei europene au fost prezentate într-un raport care are o singură concluzie. Trebuie oprită construirea canalului Băstroie căci afectează biodiversitatea Deltei Dunării. Clar și răspicat. Construirea unui canal pe brațul Băstroie al Dunării va avea consecințe negative care includ pagube semnificative asupra valorilor naturale remarcabile ale Deltei Dunării. Peste 1500 de hectare de teren vor fi pierdute și numeroase habitate unice și specii vor fi distruse. Dar asta nu contează pentru Ucraina, pentru ei contează să își creeze un braț de transport maritim și atât. De-a lungul ultimelor două decenii, afirmațiile cercetătorilor și temerile statului român au fost confirmate în repetate rânduri de mai multe organisme internaționale specializate în protecția mediului. Comisia Internațională pentru Protecția Dunării cerea încă din 2004 oprirea lucrărilor până va avea loc o evaluare completă a impactului asupra mediului al acestui proiect. Cea mai detaliată și documentată critică a proiectului a fost elaborată de Comitetul pentru Implementarea Convenției de la ESPO,
tratat care reglementează evaluarea impactului asupra mediului în contextul transfrontalier. Într-un raport din 2006 se arată că îngrijorările ecologice ale României, dar și ale unor ONG-uri de mediu din ambele țări, sunt legitime și lucrările planificate pot avea un impact semnificativ asupra ecosistemului. Oana Popescu-Zanfir, expertă în relațiile internaționale, care a urmărit dosarul Băstroie încă de la începuturile sale, spune că între anii 2004 și 2020, ucrainii au continuat să efectueze diferite lucrări în zonă, pe care aceștia le-au numit întotdeauna lucrări de întreținere. Deși organismele internaționale le-au cerut să raporteze transparent ceea ce fac și să cheme observatori din partea diverselor convenții de protecție a mediului, aceștia n-au făcut-o niciodată. În 2020, după ani de negocieri, Ucraina își va lua angajamentul că va renunța la proiectul inițial și va respecta cerințele de evaluare a impactului asupra mediului. 2 ani mai târziu, adică în 2022, Ucraina chiar a semnat un tratat cu România vis-a-vis de respectarea mediului Deltei Dunării. Cu toate acestea, în data de 17 februarie 2023, Ministerul Infrastructurii din Ucraina anunța că au fost efectuate lucrări de dragare atât pe Băstroie cât și pe brațul Chilia. Astfel, dacă înaintea războiului pascajul maxim, adică distanța dintre linia de plutire a navei și fundul ei, e bine, înainte de război această distanță era de 3,9 metri, acum este de 6,5 metri. Dorința ucrainilor de a face canalul Băstroie navigabil pentru nave mai mari este explicată și de contextul războiului, evident, care a blocat porturile ucraine de la Marea Neagră. În vara anului trecut, după ce canalul Sulina se blocase din cauza numărului mare de nave ce așteptau să transporte cerealele Ucrainei către porturi, România și-a dat acceptul ca acestea să treacă și prin canalul Băstroie. Dar România niciodată nu a pus problema unor lucrări de adâncire a acestui canal. Atât doar că Ucraina acum dorește să treacă nu doar nave de comerț prin acel canal, ci și nave militare. Iar asta presupune o adâncire și mai mare, pentru care are nevoie de spațiu de desfășurare mai mare. Compania ucraină Nibulon s-a declarat hotărâtă să facă lucrări de dragare atât pe Băstroie cât și pe brațul Chilia. Aceasta intenționează să construiască un terminal de transport militar lângă portul Ismail, proiect ce presupune lucrări de dragare ce ar dubla adâncimea canalului până la 8 metri. Asta înseamnă cu un metru mai mare decât brațul Sulina, care este cel mai mare braț al Dunării, având un efect catastrofal pentru biosfera și diversitatea regiunii pe termen lung. Când au anunțat lucrările de adâncire, ucrainii au susținut că totul a fost făcut în cooperare cu statul român și Comisia Europeană. Dar aceasta este o minciună enormă și colosală, căci Oana Popescu-Zanfir, care este analist al politicii externe a României, precizează următoarele. Dacă se menționează lucrări de adâncire, mie deja mi se aprinde beculețul. Din câte știu eu, nu le-a dat nimeni voie să facă asta fără notificarea organismelor internaționale abilitate și consultări bilaterale cu România. În condițiile actuale, în care pentru Ucraina e de importanță vitală partea aceasta de comerț, probabil că au scurt-circuitat un pic procesul și în loc să facă ce ar fi trebuit, adică să se consulte cu partea română, s-au apucat să dragheze și să vadă ce pot să facă pe ascuns, cum au făcut și în trecut. Dincolo de turbularea mediului înconjurător, extrem de sensibil al Deltei Dunării, canalul Băstroie prezintă și alte două provocări. Prima este una de natură militară. Acest canal a fost planificat ca o rută de nave de război fluviale încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea de către amiralii ruși. În perioada în care Moscova țaristă a avut în stăpânire Delta Dunării, chiar s-a încercat adâncirea acestui canal. Adică, în fapt, este o obsesie rusească, iar cum ucrainii sunt în fapt frați de ruși cu aceeași mentalitate și absolut nimic diferit în gândirea lor, aceasta nu este decât o continuare a operațiunii de rusificare a teritoriului românesc. A doua provocare este una pentru întreaga Uniune Europeană. Canalul Băstroie reprezintă pentru Ucraina o cale directă de acces în Uniune care eludează orice fel de control. În condițiile în care Bruxelles intenționează să transforme Dunărea și Rhinul într-o mare interioară care să asigure legătura dintre Atlantic și Marea Neagră, agresiunea Băstroie este o agresiune la adresa întregii Uniuni Europene.